au venit pe lume în primele zile din noul an, fiind cel mai frumos cadou pentru părinți. În primele zile ale anului 2014, la Spitalul de Urgențe din Pașcani au fost născute numai fetițe perfect sănătoase. 9 bebeluși au deschis registrul de nașteri de la Spitalul Pășcănean în doar 5 zile. Pentru perioada de Crăciun, cum ați întrebat, numărul de nașteri, deci în ajunul Crăciunului nu s-a născut nicio mămică n-a născut. În prima zi de Crăciun au fost 2 nașteri. O tânără de 20 de ani de la Serețel, la a treia cezăreană, și-am extras un făt sănătos de 3150 de grame și încă o doamnă care a născut pe cai naturale. În perioada 1-5 ianuarie au fost 9 nașteri pe cai naturale, dintre care o sarcină gemelară. O mamă din Miroslovești a fost cea care a născut primul copil din acest an la Pașcani, în seara de Sfântul Vasile. Potrivit reprezentanților instituției spitalicești, în perioada sărbătorilor s-au născut numai fetițe. Chiar și în prima zi de anul nou, în 2014, o mamă din Miroslovești a adus pe lume o fetiță sănătoasă de 3,250 kg. În ceea ce privește decesele în noul an, 8 persoane și-au pierdut viața și s-a oficiat doar o căsătorie. De la începutul anului au fost înregistrate un număr de 8 decese și o căsătorie, iar în rândul nașterilor, conform celor declarate de reprezentanții Spitalului Municipal Pașcani, s-au înregistrat 9 nașteri.